Deschideți, vă rog frumos, uh, Bibliile la <coughs> Romani, capitolul 7, și, practic, reluăm studiul nostru, începând cu această seară, sau poate la prânz, sau alte grupuri se întâlnesc în timpul săptămânii, uh, reîncepem studiul pe Romani. Și din acest întreg capitol, capitolul 7, am selectat câteva versete de la 7 până la 12 și o să le citim acum. Roman 7, de la 7 la 12. De ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. O fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Și versetul 13. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea, nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la ivială ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Amin. Puteți să vă așezați. Vreau să vă fac o mărturisire. Aș fi preferat să nu predic eu din Roman 7. Uh, nu știu de ce am impresia... Uh, Ajung să predic cele mai grele capitole. Nu că uh, ceilalți păstori n-ar predica capitole grele, dar de fiecare dată când iau un capitol din roman, am impresia că ăsta e cel mai greu. Că ăsta e cel mai complicat. Uh, și să știți că am și tendința să spun, e și cel mai important, ăsta este vârful. Dar dacă... Uh, cred că tu, Victor, ai spus că... Uh, Capitolul 3, versetele 25 și 26 sunt Everestul. E corect? Capitolul 4, de, cap, de 4 ai spus că este Everest. Atunci, impresia mea este că capitolul 7 e, e o adâncime. E, e foarte adânc. E, e un capitol foarte complicat și să, să știți că nu spun asta ca o justificare pentru o predică slabă. Sper că nu va fi. În schimb, mă simt intimidat de acest capitol și sper că și dumneavoastră sunteți, sper că și în grupuri ne apropiem de el cu smerenie și cu umilință, nu cu siguranța că l-am prins dintr-o privire. I-am înțeles toate tainele. Deja îl știm. Doar vin să vă explic puțin cum s-au lucrurile. Pentru că nu e așa. Sigur, urmează capitolul 9, dar, revenind, e foarte dificil să cuprinzi toate temele care sunt în acest capitol, pentru că sunt multe teme. Sigur, există o temă pe care eu o consider principală, dar sunt multe alte teme importante. Și problema destul de mare cu capitolul 7 este că, de cele mai multe ori, această temă principală pe care o să vi-o spun e deturnată de finalul capitolului 7, de problema de la finalul capitolului, de acel conflict despre care Pavel vorbește. Ce se întâmplă acolo? Este Pavel cel care își mărturisește conflictul intern sau este vorbește uh, figurativ despre o altă persoană, sau chiar dacă este Pavel, este Pavel cel regenerat, născut din nou, sau înainte de a fi născut din nou. Despre cine vorbește Pavel când spune: "O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte?" Cine este acea persoană care cu mintea îl slujește lui Dumnezeu, îi slujește lui Dumnezeu, iar cu firea pământească slujește legii păcatului? Și destul de mulți predicatori se duc și spun, asta este tema, ăsta este centru, aici, aici este zona asta mai zemoasă a textului. Și impresia mea este că pierd din vedere adevărata temă. Cât de interesant ar suna. Tema centrală nu cred că este reprezentată de acest conflict. Sper să zic totuși, să-mi să spun opinia. Dacă nu, o să avem Q&A, să puneți și uh, numărul de telefon uh, și o să încercăm să vorbim mai mult despre ea. Doar că eu nu vreau să ating în mod special conflictul ăsta pentru că nu cred că este tema centrală. Tema principală a acestui capitol... Este relația creștinului cu legea lui Dumnezeu. A omului născut din nou. A celui care a înțeles că este, a înțeles, pentru că asta face Pavel, a înțeles ispășirea și a înțeles justificarea prin credință. Doar prin Isus Hristos. Care este relația lui cu legea? Sigur că pentru noi s-ar putea să noi -ar putea să spunem, ne uităm la capitolul 7 și să spunem, bine, dar asta nu prea are o aplicație foarte clară pentru noi acum, că noi nu suntem iudei. Și nici nu am fost atât de mult uh, influențați poate de iudaism. Care este aplicația pentru noi? Și o să încerc să arăt. Dar tema și argumentele lui Pavel merg în jurul acestei teme. Trebuie iudeul convertit. Să se mai supună legii iudaice, decalogului, poruncilor lui Dumnezeu? Acum că El trăiește prin har, acum că Pavel a spus într-un fel, nu? Pare că, pare că îi dă o lovitură legii până acum. Trebuie cel dintre neamuri, cel care nu este evreu, să înceapă să păstreze și el legea. Pavel vorbește despre relația creștinului cu legea. Care e funcția legii atunci? În nou legământ nu mai avem nevoie de ea? Vedeți, despre asta vorbește Pavel. Pentru că Pavel deja făcuse, vreau să vă duc aminte, să știți, capitolele 6 și 7, de fapt, sunt o paranteză ale lui Pavel la doctrina ispășirii. Începută în capitolul 5 cu versetul 21 o introduce și apoi continuă de la Romani 8, de la versetul 5 încolo. Deci capitolele 6, 7 și capitolul 8 până la versetul 4 sunt de fapt o paranteză. Pavel făcuse niște afirmații care pentru urechea iudeului din antichitate trebuie să fi sunat foarte, foarte greu, foarte complicat. Vă dau un exemplu, Roman 5 cu 20. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Cum spui Pavel asta? Cum să vină legea ca să se mulțească greșeala? Ar fi putut să spună iudeu, Roman 6 cu 14. Păcatul, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege. Cum să nu fim sub lege? Noi suntem oamenii legii. Legea este sfântă, dar mai ales, la începutul acestui capitol, textul pe care nu l-am citit și care este foarte bogat, spune metafora aceea a, căsătoriei. Când spune că noi acum ne-am căsătorit prin Hristos cu Dumnezeu și am murit în ce privește legea. E, acum vă rog frumos, gândiți-vă cum puteau citi oamenii ăia textele astea. El le-a spus. El le-a spus. Legea a venit să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit mult mai mult. Voi nu mai sunteți sub lege, sunteți sub har. Voi ați murit în ce privește legea. Care sunt obiecțiile? Imediat obiecțiile sunt următoarele. E clar, Pavel este antinominian, antinomos, nomos e lege, e împotriva legii. Pavel vine și ne predică o altă evanghelie. Nu mai e nevoie de lege. Ce vrea să facă Pavel? Să anuleze legea? Spune el cumva că legea este rea, că legea este păcătoasă? Pentru că ăsta este antinomianismul, iar Pavel din modul în care răspunde, este clar că e acuzat de antinomianism. Ce este această uh, gândire pe care vreau să vă spun o avem. A intrat în biserici de cel puțin 30 de ani, uh, și în bisericile din România. Este ideea că legea e, în esență, o povară. Da, ea a fost bună cândva, dar acum este pe o treaptă inferioară, legea lui Dumnezeu. Hristos a venit în final să ne elibereze de lege. Sigur, sunt forme uh, subtile de antinomianism în biserică. Lucrurile nu ni se spun chiar așa pe față. Legea a fost bună, dar noi acum trăim prin har. Spun ei, uitați-vă în Galateni. Nu vedeți ce spune Pavel în Galateni? Că Dumnezeu, că Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Legea e blestemată. Sigur că Pavel nu a spus asta în Galateni chiar dacă a folosit blestemul legii, el se referea la acel blestem care însemna mântuirea și justificarea prin lege. Avem predicatori faimoși, nu o să vă dau din România, din Statele Unite pe care le ascultă mulți, unul de exemplu, Stephen Furtick, care spune, Hristos a încălcat legea, a distrus legea din dragoste pentru noi. Pavel n-a spus asta. Ăsta este antinomianism. Adică a anulat legea. Ea nu mai are niciun fel de relevanță pentru noi. Noi acum trăim sub har, în har. Noi ne bucurăm. Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. Putem veni liberi. O, oh, păcătuim, sigur că păcătuim, dar de aia este Dumnezeu, de aia este Iisus Hristos, de aia a murit, treaba Lui e să ne ierte acum. nu mai are așa de mare relevanță pentru noi legea. Hristos a venit să îi libereze. Ei bine, Pavel răspunde acestor obiecții, pentru că și lui îi se ridicau astfel de obiecții. De aia el și spune la un moment dat, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Sigur, nici de cum. Ăsta este Scopul, dacă vreți, tema principală în capitolul 7. Pavel vine să dea un răspuns, pentru că până acum a, a încercat să arate că neprihănirea noastră, justificarea noastră este doar prin credință, nu prin faptele legii. S-au ridicat astfel de obiecții, iar el acum vine și spune: Dați-mi voie să vă spun că legea este bună, dreaptă și sfântă. În continuare, nu e o contradicție. Și încearcă să. Nu încearcă. Apără legea de data asta. Pe o parte, aparent îi dă o lovitură, dar îi dă o lovitură în raport cu mântuirea. Că legea nu mântuiește, dar apoi vine și spune, haideți să vă arăt ce face, haide să vă arăt care sunt funcțiile legii. Așa că predica mea, în continuare, va explora trei funcții bune ale legii. Din acest text pe care l-am citit, de la 7 la 12. Care sunt, în concepția lui Pavel, aceste trei funcții? Mai e bună legea pentru că așa începe. De ce vom zice? Legea e ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Care este prima funcție? A legii. Dacă vreți, vă puteți și nota. Este că legea dezvăluie realitatea păcatului. Legea, ca nimic altceva, care, în final, ce este legea? Este reflexia Sfințeniei lui Dumnezeu. Dezvăluie păcatele ascunse. Nu alea pe care, de care noi știm fariseic să ne ferim. Nu, nu, păcatele ascunse ale inimii. Rolul legii este să facă păcatul clar, să aducă lumină. E ca și cum te duce cu lanterna într-un beci unde e întuneric și e lumină și deodată sunt gândați și șoareci. Asta face legea, scoate mizeria la suprafață. Legea nu face pe cineva păcătos. Imaginați-vă, de exemplu, că cineva, și John Stott de exemplu ăsta, cineva comite o crimă, se ascunde, dar la un moment dat este prins, este judecat, este întemnițat. El în nebunia lui poate să dea vina pe lege. Dar legea nu e vinovată. Legea doar scoate în evidență păcatul. Ea n-a produs păcatul. Îl condamnă. Condamnă Păcatul. Legea e cea care scoate la lumină. Uitați exemplul pe care îl oferă Pavel și să nu credeți că Pavel oferă exemplu la nimereală. El spune, uh, eu nu aș fi cunoscut pofta. Dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Oare de ce nu spune, a, asta este, este a zecea lege din decalog. De ce nu alege altceva? Eu n-aș fi cunoscut să nu fur dacă legea nu mi-ar fi spus. De ce spune pofta? Eu cred că este o legătură. Cred că pofta arată subtilitatea păcatului. Dacă nu era legea lui Dumnezeu, nu aș fi crezut că până și a pofti în inima mea, în imaginația mea, e păcat. Nu aș fi știut că păcatul e atât de adânc și subtil Aș fi continuat în, în continuare să, să merg cu mintea mea, să am tot felul de fantezii și să cred că sunt bine. Legea îmi spune, prin lege cunosc că pofta, de exemplu, e păcat. Aș fi păstrat regulile exterioare, dar aș fi trăit pentru mine. Dar știți de ce cred că a lege Pavel? a zecea poruncă? Pentru că exact asta face Domnul Iisus în predica de pe munte, ca să arate ipocrizia fariseilor, care spuneau, domnule, atâta timp cât eu nu m-am culcat cu o altă femeie, n-am curvit. Și spune Domnul Iisus, Oricine privește la o femeie ca să o poftească. A și prea curvit cu ea în inima lui și știți care este contextul? Din predica de pe munte, exact, legea. Că Domnul Iisus vine și spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Nu, nu, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și vine apoi și arată, haideți să vă arăt cum se împlinește această lege, această poruncă. Voi spuneți, oh, dacă... nu am făcut actul în sine, nu s-a comis păcatul. Și spune, nu, nu, voi n-ați înțeles. Eu vreau să... Iisus nu vine să adauge ceva la lege. În niciun caz. Ci vine să ne arate cum se împlinește legea. Acolo era tot timpul să nu poftești. Toată, tot decalogul trebuie luat împreună, nu separat. Și spune, merge direct la inimă. Scopul pentru care a venit a fost să împlinească această lege. Asta este rădăcina. Temelia problemei inimilor noastre. Și asta spune Pavel aici, să știți. Nu aș fi cunoscut pofta dacă nu era legea. Aș fi putut să cred că doar pentru că nu fac lucrurile cum a spus la suprafață, inima mea e curată. Nu vreau să vă spun cât de adâncă este problema pornografiei în societate, între tineri. La un moment dat am fost admonestat chiar la tineret și mi s-a spus, nu mai vorbi atât de mult despre chestiunea asta. Am înțeles. Dar vedeți, Iisus se duce și Pavel apoi vine și spune, n-am fi cunoscut pofta, Problema ta cea mai mare nu este că tu ai învățat să ai un comportament, ci ce este în inima ta, în mintea ta. Iar eu îți spun, spune Domnul Iisus, că dacă ai poftit, dacă te-ai gândit și ai dat drumul la fantezie, ai și curvit în inima ta. Și Pavel vine și spune, eu nu știam asta, eu aveam impresia că lucrurile sunt mult mai simple. Nu știam că lucrurile sunt atât de subtile. Care este funcția legii? Funcția legii este în primul rând să descopere adâncimile păcatului. Și ce face Domnul Iisus în predica de pe munte? Întoarce oglinda și o arată fariseilor și spune hm? Credeți că stați bine? Și imediat după aia întoarce și ne arată nouă și s-ar putea ca noi să fim ca fariseii. Și să spunem, domnule, eu, eu eu, le țin pe asta, eu merg și la biserică, nu fur, pe cât se poate nu fur, nu mint, nu? Uh, nu încalc o regulă evidentă. Și apoi vine legea cu aplicația ei corectă, că Iisus vine și ne arată cum se aplică corect legea. Și deodată inima noastră este expusă, arată păcatul ca îngrena păcatului. În fața legii lui Dumnezeu, nimeni nu se poate lăuda cu statura lui morală. De aia, atenție, Domnul Iisus spune tot în predica de pe munte că și dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor și vine legea și ne arată standardul neprihănirii și toate suntem expuși. Și spunem, Doamne, care e soluția? Și evident că tot timpul soluția e la Evanghelie, la cruce. Sfințenia lui Dumnezeu reflectată de lege scoate la iveală la ascunzișul păcatului. Motivațiile ale ascunse ale inimii. Că este păcat și acolo unde noi suntem convinși că avem intenții bune. Legea lui Dumnezeu revelează invidiile ascunse, răutățile gratuite, Să știți că atunci când suntem expuși prin Cuvântul lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu, nu mai putem să rămânem în starea în care suntem. Caracterul lui Dumnezeu, ca să face legea, reflectă caracterul lui Dumnezeu, pune o presiune pe noi, pentru că ne arată lumina sfințeniei lui Dumnezeu. De aia vreau să spun tot timpul. Creștinul care se roagă cu adevărat care își expune mintea, inima și tot ce este el scripturii. Și nu se întâmplă nimic. E deja într-o stare de împietrire. Poate e un început de împietrire. Expunerea noastră zilnică la scriptură ne sensibilizează. Ne arată păcate subtile, adânci. Dați-mi voie să vă dau un exemplu personal de săptămânile astea. Eram foarte amărât din cauza unor discuții, ale unor vorbe auzite despre mine și m-am simțit nedreptățit, am simțit turburat și odată am, am văzut că de câteva zile am inima grea, amărâtă. Doar că nu știam să pun degetul exact pe rană, Simțeam că mă amărăsc, mă tulbur, îi afectez și pe cei din jurul meu, familia mea, pentru că asta se întâmplă mereu. Doar că dacă mă uitam la mine, arătam bine. Dacă veneați să faceți consiliere cu mine, îmi făceam treaba. Poate că nu vedeați. Dacă mă punea să predic, probabil că predicam la fel cum predic. Dar eu aveam, știam că e ceva și nu știam exact cum să pun degetul pe rană, ce se întâmplă. Aveam o amărăciune. Și m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nu știu, Tu știi că e ceva și eu știu că e ceva, dar nu știu ce este. Nici prin cap nu mă gândeam că e un păcat. Și haideți să vă arăt ce mi arată Dumnezeu prin călăuzire. Un prieten îmi trimite un verset, Evrei 12 cu 15, care a vorbit adânc inimii mele, care spune așa, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva, fiți atenți, să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Care-i păcatul? O, oh, păcatul nu e că eram rănit. Sigur, păcatul este că am permis lăstari de rădăcină de amărăciune. Asta deja e păcat. Deodată m-am îndepărtat, dar nu mi-am dat seama că m-am îndepărtat de harul lui Dumnezeu. Era mult mai important pentru mine ce spun alții despre mine decât în harul lui Dumnezeu ce spune El despre mine. Și deodată m-am simțit amărât, amăr, am, amărăciunea asta a inimii, care e un păcat, atenție, e un mare păcat. A dus tulburare. Și odată ce a dus tulburare, îi întinează pe mulți, spune Scriptura. Păcatul ascuns al inimii mele era amărăciunea, care e o boală, care lăsată acolo, duce la o victimizare peste victimizare. Și știți ce este? Eu, o minciună. Avem impresia tot timpul că suntem justificați în amărăciunea noastră. Și ce mi a dat seama? Că aveam nevoie de legea Sfântă a lui Dumnezeu, să pună lumina peste inima mea. Și să văd că prin neveghere am ajuns acolo. Vedeți care este prima funcție a legii? Să pătrundă prin Cuvântul lui Dumnezeu adânc ca să ne pocăim și să avem har să ne apropiem cu bucurie de Dumnezeu. E același argument pe care îl dă Pavel aici cu pofta. Nu aș fi știut că poftirea sau că pofta sau că amărăciunea sunt păcate dacă nu eram expus la legea lui Dumnezeu. Și Pavel este un exemplu mai bun. Spune el în Filipen capitolul 3, uitați-vă la mine, Nimeni nu se poate compara cu mine, spune el, în ce privește modul în care eu țineam legea. Uitați-vă la cv meu spiritual. Tot ce am realizat din punct de vedere spiritual arată atât de bine. Dar comparat cu Sfințenia lui Dumnezeu, e un gunoi. Pavel nu avea de unde să știe că este un gunoi. Dar avea nevoie de legea lui Dumnezeu ca să îi arate. A, a, cu, cu claritate. Că toată moralitatea aia lui adunată nu îl ajuta de lobal împiedica. Legea, care încă o dată este reflexia Sfințeniei lui Dumnezeu, funcția ei este să scoată, să dea la o parte autoneplihănirea noastră, să ne Lasă goi înaintea lui Dumnezeu. Goi! Și să alergăm la el să spunem, Doamne, nu mai vreau să mă găți de nimic. De aia sunt tulburat. De aia e atâta, duc pe mine poveri peste poveri. Pentru că nu vin la tine. Nu las ca legea ta să lumineze adâncimile sufletului meu și minții mele. Sunt păcate de care nu știu, prin neveghere nu știu, prin faptul că nu mă apropii de cuvânt nu știu de ele. Asta face legea. Dezvăluie păcatul ascuns. Legea nu ne mântuie și atenție, fac o afirmație poate mai... Legea nici măcar nu ne sfințește. Suntem sfințiți de Hristos. Prin instrumentele Harului, prin Duhul Sfânt. Dar legea are rolul de a ne arăta tot timpul adevărata noastră stare înaintea lui Dumnezeu. Îți vezi tu păcatul? Scopul lui Dumnezeu este să te sfințească. Te sfințești zilnic? Eficiența rugăciunii și a studierii Scripturii, să știți, dacă vreți să ne uităm la eficiența Scripturii și a rugăciunii și a meditației, este să ajungem zilnic să ne vedem starea reală și să ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu, lui Hristos. Asta e prima funcție. A doua funcție, voi trece mai repede prin ea. Uitați-vă la versetul 8. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte. Căci, fără lege, păcatul este mort. Vreau să vă spun că a doua funcție a legii este că, prin lege, este atâțat, este stârnit, este stimulat. Sau e stimulată răzvrătirea păcătosului. Asta spune. Păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Păcatul nu e doar rebeliune împotriva lui Dumnezeu, e important, e importantă definiția asta. Dar e mai mult de atât. E o forță în interiorul nostru care ne atâță să ne dorim răul, nu doar să-l facem. De-aia sfințirea este tot timpul să ajungem să nu ne mai dorim răul, nu doar să nu-l mai facem. Legea păcatului, mecanica păcatului e să ne atâțe mereu, să ne stârnească. De-aia legea, știi, e o funcție bună a legii. Știți de ce? Pentru că stârnește rebeliunea păcătosului. N-ai cum să mergi undeva, să vorbești despre Evanghelie și despre Sfințirea lui Dumnezeu și să nu stârnești reacții. Ce vrea păcatul să facă? Uitați-vă în Roman, capitolul 6, când Pavel spune păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Păcatul vrea să domnească. Legea lui Dumnezeu, lumina legii divine, stârnește, să știți, rebeliunea omului neregenerat. O să vă explic de ce. Nimeni nu are nimic cu noi în societate. Să știți, nimeni nu are nimic cu noi. Atâta timp cât noi fie tăcem, fie predicăm o Evanghelie cât mai cu minte, așezată. Dar ea a încercat să vorbiți despre. Hristos la facultate. Nu de Dumnezeu, da? Sigur? Vă rog, priviți. De multe ori oamenii spun, n-au o problemă cu Dumnezeu, au o problemă cu Hristos. Pentru că oamenii spun, sigur, Dumnezeu, Dumnezeu e și... E Dumnezeu și Allah, e, aceeași chestie. Nu e nicio problemă. Dar spuneți, Hristos, Iisus Hristos, explicați Sfințenia lui Dumnezeu la muncă, Încercați să vorbiți despre păcat în termeni clari și o să vedeți revoltă. Eu nu spun să căutăm revolta, Doamne ferește. Nu, nu. Dar eu vă spun că acolo unde este legea, ea stârnește rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Din partea oamenilor, oamenilor firești, nenăscuți din nou. Țineți minte ce îi spune Dumnezeu lui Cain după ce nu este primită jertfa, îi spune Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomurât fața? Nu e așa dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui, a păcatului, se ține după tine. Tu să-l stăpânești în schimb. Asta e păcatul. Pândește, caută o ocazie. Păcatul vrea să stăpânească. când fetele erau mici și noi le mai puneam niște reguli. Le puneam, eu mai știu, de exemplu, o regulă pe care nu o suportau era nu aveți voie decât o oră pe zi la iPad sau calculator. Mai ales când au crescut. După aia le-am dat drumul la două ore. Regula asta a strânit opoziție? Au lăsat impresia, bun, și altele, au lăsat impresia că noi nu le vrem binele, că nu le înțelegem. Nu înțelegem lumea în care trăim și poate că au dreptate aici. Dar asta este ce face omul. Legea lui Dumnezeu, când este înțeleasă, stârnește antipatia omului firesc față de sfințenie. De-aia dați-mi voie să vă spun că, inclusiv în biserică, vor fi oameni care vor fi stârniți oameni nenăscuți din nou, care n-au nicio problemă, până când se vorbește mai accentuat despre păcat, sfințenie, apropiere de Dumnezeu. De ce? Pentru că asta e a doua funcție a legii. Stârnește rebeliunea. Creștinul care trăiește Evanghelia, repet, și nu caută, și sper ca nimeni să nu caute. Și sper ca noi să fim caracterizați de dragoste. că ține de voi trăiți în pace cu oricine. Dar când va predica, va stârni opoziție. Prin simplu fapt de a crede și a spune ce gândește. Aduce lumina sfințeniei în locuri întunecoase. Și va stârni. O, oh, dacă, dacă va tăcea, nu va avea nicio problemă. Naștem noi astfel de reacții? Petru spune, fiți tot timpul gata să dați un răspuns de apărare pentru nădejdea care se află în voi. Fiți tot timpul gata. Cere cineva un răspuns de apărare de la tine? În modul în care trăiești, stârnești întrebări? Când colegii, de exemplu, pentru că asta am văzut-o cel mai des și când lucram și eu în, IT, când colegii fac glume proaste, glume cu iz sexual, ai curajul să nu râzi? Ai curajul să faci notă discordantă? Când oamenii din jur încurajează un stil de viață păcătos, ai curajul să vorbești despre valorile împărăției acolo, Sigur, fără să fii inadecvat și să deranjezi, dar ai curajul să spui, să spui opinia? Când lumina Evangheliei va fi acolo, va stârni, asta face legea. Să știți. Cum trăiește Evanghelia? La muncă, acasă, între vecini? Și ultima funcție a legii. Prima este că dezvăluie păcatele ascunse. A doua este că stârnește rebeliunea omului firesc. Dar a treia, știți care este? E legată de cele două. Declară condamnarea păcătoșilor. Arată că păcatul duce la condamnare și la moarte. Arată clar. Asta este, vă rog, Vă rog fiți atenți, Pavel vine și spune, dați-mi voie să vă spun după ce am arătat că nu sunteți mântuiți prin lege, dați-mi voie să vă spun, este legea ceva păcătos? Nici de cum! Dați-mi voie să vă zic, zice Pavel, că legea este bună, dreaptă și sfântă. Cum? Pentru că ea scoate păcatul ascuns, îl stârnește pe cel firesc, îl vezi apoi, sau poate chiar se pocăiește odată ce e stârnit. Și trei nu face altceva decât să arate, pune din nou oglinda, arată că păcatul duce la condamnare și în final la moarte. Versetul 9. Odinioară fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Trebuie să recunoaștem că este un verset complicat. Ce vrea să zică Pavel Că trăia înainte să se dea legea. Spune cumva că nu avea păcat înainte de lege? Păi nu, că el în primele două capitole spune nu, noi toți am păcătuit, oricine, toți sunt păcătoși. Ba chiar în capitolul 5 spune că și înainte să fie dată legea era călcare de lege. Evident, e logic. Dar știți ce spune aici? Ce cred cel puțin că spune aici. E că înainte să știe și să fie confruntat cu aplicarea corectă a legii lui Dumnezeu, ca legea să pătrundă adânc înainte, în inima lui, să-i arate păcatul, să-l stârnească, să-i arate distanța dintre păcătoșenia lui și sfințenia lui Dumnezeu, până să vadă asta. El avea impresia că aia este viața. Oamenii... N-ați auzit pe oameni spunând, asta e viața, nu -mi trebuie mie constrângerea credinței sau religiei. Sau chiar dacă e, în niciun caz, asta instituționalizată. Am eu modalitatea mea de a mă apropia de Dumnezeu. Pavel spune, asta era esența trăirii mele. Mie mi se părea că trăiam. Și după aia spune, când am cunoscut, a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Asta este realitatea vieții lui Pavel. El absolut convins că neprihănirea se câștigă prin ascultarea, că mântuirea se câștigă prin ascultarea față de lege. Că e suficient să respecte tradițiile, decalogul, că e suficient să facă niște lucruri și va fi mântuit, că e suficient să încerce să trăiască o viață decentă, să nu supere pe alții, să fie bine. Pentru că el, gândiți-vă, știa foarte bine Vechiul Testament. De exemplu, Levitic 18. Îl știa cu versetul 5. Să păziți legile și poruncile mele. Omul care le va împlini, va trăi prin ele. Nu asta spune și aici? Asta spera. Că el va trăi prin supunerea față de lege. Ăsta era legământul pe care el a înțeles că l-a făcut cu Dumnezeu. Dar apoi zice și spune și în Filipeni 3. Când a înțeles cu adevărat, prin Hristos, natura legii lui Dumnezeu, când legea spune, el mi-a arătat cu adevărat starea în care mă aflu. Când am văzut că păcatul are o putere care, care multiplică păcatul și îl adâncește, care stârnește în mine forme de autoneprihănire, atunci am realizat că sunt, de fapt, mort. Asta a făcut legea a dezvăluit păcatul, a stârnit rebeliunea și în final a arătat că păcatul duce la condamnare. Asta face legea. Că păcatul duce la moarte. Versetul 11. Pentru că păcatul, pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Vă rog fiți atenți la ce spune Pavel aici. Asta este lucrarea păcatului. Păcatul ne pândește, ne caută, caută orice oportunitate ca prin lege să ne țină sub condamnarea morții. Și știți cum o face cel mai adesea? Demonstrându-ne că noi, de fapt, suntem persoane bune. Legea spune, nu curvi, nu fura, nu divorța, nu te bate. Uite că eu nu fac lucrurile astea mai ales prin comparație, totuși nu sunt atât de rău. Păcatul, să știți că va, va, folosi și Scriptura, va găsi forme prin care va manipula Scriptura în așa fel încât să pară că încurajează viața păcătoasă. Și ce face Pavel în versetele astea pe care le-am citit și porunca ea care trebuia să-mi dea viața mi-a pricinuit Moartea, odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Sunt comentatori care spun, Oh, aici vorbește despre Adam și Eva. Spune, uitați, exact asta li s-a întâmplat lor, odinioară, fiindcă eram fără lege, nu, trăiam, dar când a venit porunca, care poruncă? Să nu mănânci. Păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca ea, care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea și m-a amăgit. Cine a fost amăgit? Nu, amândoi au fost amăgiți. Uitați ce spune Geneza 2 cu 17. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Uitați care e porunca. Călcarea poruncii mele, spune Dumnezeu, înseamnă moarte, moartea ta. Atunci vei înțelege cu adevărat ce înseamnă încălcarea legii. Tu crezi? Și asta credeau, asta a fost minciuna diavolului: că păcatul îți aduce eliberare, libertate. Tot timpul asta este minciuna păcatului. Dar atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Când au încălcat porunca lui Dumnezeu, atunci au simțit rușinea, goliciunea, angoasa păcatului, li s-au deschis ochii. Să-și vadă realitatea, realitatea era moarte. Asta este, asta este explicația textului. Păcatul aduce condamnare. De aia scopul legii, să știți, nu a fost niciodată să mântuiască. Niciodată, în tot Vechiul Testament. Nu asta a fost scopul legii. Legea nu a venit niciodată uh, cu, cu scopul de a ne justifica înaintea lui Dumnezeu. Nu? Legea ne-a fost dată ca să ne vedem păcatul din cale afară de păcătos. Să ne vedem starea și să alergăm la Hristos. Știți, pilda vameșului și a fariseului. E așa o, o ilustrație de bună. Aduceți-vă aminte de vameș care se bătea cu pumnul în piept și îi spunea, vai de mine păcătosul nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii către cer. Asta e pocăința reală. Vameșul, să știți, reprezintă pe orice om care s-a pocăit, care s-a întors la Domnul, cu adevărat. Care chiar dacă nu a folosit starea aia, poate emoțiile alea, cum sunt, cum ni le imaginăm din text, dar care a înțeles și a spus, o, oh, Doamne, vai de mine! Când ne vedem starea inimii, ne vedem disperarea adusă de păcat. Și de aia este atât de important ce fel de Evanghelie predicăm noi. Cum îl portretizăm noi pe Dumnezeu, colegilor noștri, prietenilor noștri, oamenilor de pe stradă? Ce spunem despre El? Înțelegeți care e miza? Și înțelegem care e miza? Miza este ca, ca, oamenii să înțeleagă că păcatul aduce condamnare și moarte veșnică. În timp ce fariseul, uitați-vă la el, are impresia că trăiește. Domnul Iisus spune, cine s-a dus considerat neprihănit? Fame și nu fariseu. Deși crede că trăiește, e mort. Și de ce credeți că e mort? Uitați-vă, își fundamental întreaga viață pe faptele Lui, pe realizările Lui. E, e Pavel din Filipen 3, când spune, mă uitam la mine, dar când am înțeles Sfințenia Lui Dumnezeu, le-am considerat pe toate un gunoi. De-aia, doar în lumina lucrării legii Lui Dumnezeu, înțelegem mai bine versetele din Roman 3, pe care și Călin le-a citit la început. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Să nu, să nu avem impresia că Pavel se contrazice. Că această neprihănire nu e dată prin lege. Legea doar arată că avem nevoie de ea. Despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume neprihănirea, adică starea de om drept, fără păcate înaintea lui Dumnezeu, dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Roman capitolul 7, să știți, chiar dacă vorbește mult despre lege, este un capitol care fundamentează pe o parte ceea ce va urma în capitolul 8, acea explozie și o dihnă în suveranitatea lui Dumnezeu. Dar pe de altă parte, e un fundament pentru a înțelege mai bine Evanghelia. A ne uita mai adânc în inima noastră și dacă cineva este aici și are impresia că merită să stea în prezența lui Dumnezeu. Nu are niciun merit, e doar har. Roman capitolul 7 ne aduce aminte că e doar har că suntem mântuiți. Și odată ce suntem mântuiți și creștem în sfințenie, e doar har. E doar har. Despre asta vorbește. Creștinul nu mai trăiește sub condamnare. Uite altă temă din Romani, capitolul 7. Pentru că așa începe capitolul 7. Nu știți, fraților, că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Și apoi acea metaforă foarte faină și spune: Voi nu mai sunteți sub condamnarea diavolului, păcatului. Voi, prin Hristos, ați fost căsătoriți cu Dumnezeu. Voi aveți intrare liberă, totul e prin har. Creștinul nu mai trăiește sub condamnare. De aia, deși eu o să fiu cu destul de multă lume în dezacord aici, eu nu cred că Pavel vorbește despre starea omului născut din nou la finalul capitolului 7. Chiar dacă cineva va spune, o, oh, da, dar nu vezi că spune că îi place legea lui Dumnezeu. Și lui Pavel îi plăcea. Tânărul bogat a spus, totul din pruncie am făcut. Și am respectat. creștinul experimentează frustrare, sigur că da, dar niciodată dualismul ăsta. Creștinul niciodată nu va spune, nu are cum să spună. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru, cu mintea eu slujesc legii, dar cu firea pământească slujesc legii lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Pentru că, atenție, argumentul lui Pavel nu se termină în capitolul 7, el începe cu: Noi nu suntem sub condamnare, noi aparținem lui Dumnezeu, și uitați în opt. Acum, dar nu e nicio sândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Nu vorbește despre omul născut din nou. Dar să nu stăm în, și să nu ne oprim și să nu ne blocăm în chestiunea asta. Ideea mare a acestui capitol e har, har, har. Ne uităm la noi și vedem păcate atât de, atât de perverse, subtile, adânci. E har că legea lui Dumnezeu intră adânc. Cuvântul lui pătrunde adânc. Ne stârnește. E har pentru cei nemântuiți care aud acum și care deodată poate sunt stârniți dacă este această stare. Puneți întrebarea. Îl cunoști tu pe Hristos cu adevărat. E har. E har să aflăm că fără Hristos e condamnare veșnică. Ăsta este destinul păcatului și păcătosului. Condamnare. Dar creștinul nu mai stă sub condamnare. Nici sub condamnarea legii care e legalism care spune, trebuie să faci ceva ca să fii mântuit. Nu, nu, nu mai e sub condamnare. E har, dar e acel har care ne învață să o rupem cu păgânătatea. De-aia spune, voi acum sunteți al lui Dumnezeu ca să faceți roade pentru El. Ca să vă sfințiți, să vă curățiți, să vă placă să vă curățiți.